Mă numesc Sergiu Novac, învăț la școala gimnazială Anișoara Odeanu din Lugoj, în clasa 8-a, iar anul acesta am obținut mențiunea și medalia de aur la Olimpiada Națională de Matematică. Am descoperit că am un talent la matematică, la școală, bineînțeles, și am zis că ar fi bine să exploatez, să văd ce pot obține, care îmi sunt limitele. Cred că am învățat ce pot și cât pot. Am învățat că dacă muncesc suficient, pot atinge unele lucruri la care nici nu mă gândeam. Este foarte multă muncă și consider că această muncă trebuie să fie atât constantă cât și susținută. Nu poți obține performanța altfel. Cred că matematica m-a ajutat să mă concentrez mai bine, chiar să am o relație mai bună cu cei din societate. În special în societatea matematică și cu colegii, pentru că ne putem consulta, putem schimba idei. Cred că am avea nevoie să ne pregătim bine, nu doar să lucrăm orice, ci să avem un profesor bun care să ne explice, să avem poate cărți bune care să ne ajute. Pregătirea în centrul Hai la Olimpiadă mă ajută să mă întâlnesc cu elevi, cu profesori, să aflu lucruri noi, să rezolv chiar probleme la care nu mă așteptam. La profesorul meu apreciez cel mai mult felul cum explică, felul cum mă ajută și cum mă îndrumă. Momente frumoase au fost la multe olimpiade și concursuri, la majoritate. Am avut însă și momente grele. Nu pot să-mi amintesc exact concursul, însă știu că la un moment dat nu mă puteam concentra. Problemele pur și simplu nu știam de unde să le apuc și nu mă puteam aduna. Am luat o pauză, 2 minute și nu m-am gândit efectiv la probleme. Am gândit ce aș putea să fac, să schimb idei, să o iau pe altă cale. Am reușit să mă concentrez mai bine și să rezolv subiectele. Peste 10 ani sper să fiu tot în domeniul matematicii, probabil în cercetare. Referitor la studiul în străinătate, nu m-am hotărât încă, cred că mai am suficient timp.